invitatul lor. Mâine în gura tuturor spunem că nu ești curios. Și de diariș, și de diariș, și de diariș. Bun găsit, oameni buni, emisiunea Milionarii la miezul nopții. Mergem mai departe. În această seară am invitat în studio Televiziunii Naționale Antena 1 senatorul Sergiu Nicolaescu. Domnia sa, începând de astăzi, nu mai este senator pe DSR, este senator independent. Și pe domnul Cornel Nistorescu, proaspăt întors de la o sindrofie, de la un party, să-i spunem așa. Evenimentul zilei a împlinit de curând 5 ani de la apariție. Îi spunem și noi în acest moment la mulți ani și la cât mai multe apariții. Domnul Nicolaescu, vorbisem înainte de emisiune, mi-a spus o condiție pentru a participa la emisiunea aceea de a putea să-mi pune și dumneavoastră întrebări. Așa că începem această emisiune prin a-mi pune dumneavoastră întrebări mie. Vă rog. Da. V-am urmărit de multe ori și trebuie să recunosc că de multe ori v-am și admirat. Mulțumesc. Dar vă pun o întrebare acum. Hai, te spun. Care este și firească. Da. Întotdeauna, în fiecare seară, dumneavoastră, sau aproape în fiecare seară, aveți un invitat. Da. Este ca un meci de tenis în care pe un teren se află doi jucători și pe celălalt unul singur. Dar mingile pleacă dintr-o singură direcție. Deci serviți tot timpul numai dumneavoastră. Celălalt trebuie doar să răspundă. Credeți că e corect? Păi, mi-am dat seama că nu e corect și de-aia vă las pe dumneavoastră să serviți în acest moment. Însă trebuie să vă spun că dacă n-aveți un serviciu cum e Lare Ivan Isevici, o să aveți probleme la primire. Nu știu dacă jucați mai mult la filou sau mai mult pe fundul terenului, însă în acest meci cred că domnul Cornel Nistorescu va face echipă cu mine. Păi, faceți echipă deja din capul locului. Eu aștept totuși, cred că e normal să mă întrebați dumneavoastră anumite lucruri. Eu am și anumite explicații pe care trebuie să le dau spectatorilor în legătură cu demisia mea de astăzi. Deci, domnul Nistorescu, serviți dumneavoastră primul. Ce-ați căutat în PDSR, domnul Sergiu Nicolaescu? Acest lucru m-a întrebat și domnul Coposu. Și am răspuns în felul următor. Domnule Copos, pe 21 am ieșit în stradă. Pe 22 toată lumea știa unde mă găsește. Au trecut 23, 24, 25, dumneavoastră ați apărut doar în ianuarie. Vreați să vă aștept? Deci nu era normal ca să fac echipă. De ce n-ați rămas în stradă? Vedeți dumneavoastră, inamicul, să-i zicem așa, nu stătea numai în stradă. În stradă stăteau amărâți, deci nu era să dezonorant între amărâți. Noi am schimbat niște oameni care stăteau în anumite clădiri și acolo am intrat. Deci, întrebarea ce am căutat sau de ce am fost în PDSR este pentru că a fost prima echipă în care am intrat și am fost o echipă. Și care la început am avut idealurile noastre. Bun, cred că mai întâi trebuie să vă întrebăm de ce ați plecat din PDSR. Poate așa veți răspunde. Nu, întrebarea mai corectă este de ce n-ați plecat mai devreme, pentru că domnul Sergiu Nicolaescu, deci pleacă tocmai acum, pentru că în cartea domniei sale pe care am discutat-o cu dânsul la Radio Total, sunt trecuți acolo, dânsul menționează oameni pe care îi acuză de corupție din PDSR. Și a rămas în PDSR în ciuda faptului că își acuză colegii de corupție. Unii, nu toată lumea, pe unii dintre ei, cu nume exact, nu mi-o cam minte pe cine ați menționat. Da, cartea respectivă era destul de dură. Destul de dură și destul de critică. Adică astăzi nu s-au spus mai multe lucruri sau la conferință mai multe lucruri decât spuneam eu în acea carte. Nu, asta ați citit-o, într-adevăr, și am avut o discuție. Deci, nu este ușor. Nu e ușor. Și mie, în special, nu mi-a fost deloc ușor să mă despart. Să ies dintr-o echipă. Deci am făcut sport de performanță și atunci n-am schimbat în viața mea decât două echipe. Iar când aveam meci cu fosta mea echipă, mi-era foarte greu, aproape că refuzam să lupt. Era și rugby, eu eram destul de bătăuș.
Și sunt om de echipă. N-am trădat niciodată pe nimeni și aș fi considerat o plecare nejustificată, nejustificată. Și paharul, vedeți, dumneavoastră, trebuie să umple. Această ultima picătură în ceea ce mă privește s-a întâmplat la această conferință națională, care a fost o dezamăgire. Însă recunosc în același timp că am și o vină personală. Care este aceea? Că nu am fost activ. Am fost în prima legislatură independent, am fost pe listele PDSR-ului și în a doua și acum, dar în partid eu nu am fost activ. Mai mult decât atât, aș putea spune că în perioada respectivă legătura între partid, guvern și președinte era foarte slabă. Deci țara nu a fost condusă de un partid ca să simtă o responsabilitate. Țara a fost condusă de un președinte și de un guvern. Spuneți-mi... Bun, dar asta dumneavoastră ați văzut-o din timp, nu de ieri de azi. V-am spus, când faci un gest de genul acesta, te gândești foarte bine. Să nu vă așteptați însă că am să vorbesc de rău, Doamne, acum, ferește, nu. Colegii mei din PDSR. N-am să fac acest lucru. Există multă lume, se întreabă dacă nu cumva demisia dumneavoastră e legată de faptul că n-ați fost ales la... această ultimă conferință. Vedeți, dumneavoastră, este ceea ce am discutat noi astăzi. Da. Ticăloșia unei anumite prese. Nu aș putea să neg că presa nu are o anumită influență și asupra mea. Mai puțină decât la alții. Ce să cred, stimate domn, ce să cred, unii care spuneau astăzi că mi s-a oferit Comisia de Politică Externă. Deci, prin plecarea lui Meleșcanu, mi s-a oferit această comisie mie. Deci, să cred acest lucru sau ceea ce a spus dumneavoastră? Presa a scris și una și alta. Ce poate să creadă spectatorii la rândul lor, care ne privesc? Eu nu cred nici una, nici alta. Sunt curios cum s-a produs cu dumneavoastră și care ce ați trăit. Ați primit o ofertă, ați refuzat-o, ați fost propus, ați refuzat... Nu, eu nu împărtășesc niciun punct de vedere, nici altul. Nu, vreau să curios. Spun că pentru mine, în primul rând, în cazul conferinței, n-am fost la conferință și nu știți, în cadrul conferinței m-am recuzat de orice funcție și chiar am făcut o declarație spunând că am acest avantaj față de toți ceilalți. Și la un moment dat chiar am propus de ce cei care sunt implicați într-un conflict care poate să strige partidului, de ce nu se retrag? Și iată, la un moment s-a întâmplat acest lucru cu domnul Meleșcanu, care a spus, din acest moment, noi ne retragem din orice funcție. Ați făcut referire numai la Meleșcanu? Nu, referirea era la toți cei care erau în conflict. În realitate era cu un conflict și trebuie să recunoaște conflictul între două grupe. Obișnuit să folosim nume aici. Nume, da, bineînțeles. Era considerat de o parte grupul domnului Năstase și a domnului Mitea și de partea cealaltă grupul domnului Meleșcanu, Boda, domnul Enache și așa mai departe, Mircea Coșa. Și domnul Iliescu unde era? Domnul Iliescu, în care parte domnul Iliescu a făcut o alegere singur. Domnul Iliescu a ales, fără doar sau poate, grupul domnului Năstase și a domnului Mitea. Cum l-a ales? Păi nu cunoaște să... Cum se evenimentul respectiv. Deci la propunerea făcută de domnul Meleșcanu de a se retrage din orice funcție din partid, această propunere nu a fost încurajată. Deci era un moment crucial al conferinței, un moment în care se putea schimba întreaga conducere a PDSR-ului și cred că se obținea o schimbare care consider că ar fi fost esențială pentru imaginea pe care o avea acest partid. Trebuie să pornim de la început cu ideea următoare, că un partid puternic în opoziție
este absolut obligatoriu pentru România și pentru orice democrație în orice țară de pe suprafața lumii. Deci trebuie să judecăm lucrurile și prin această prismă. Nu cazul PDSR-ului rupt de orice comparație, ci faptul că este vorba de cel mai puternic partid din opoziție și care a trecut un moment extrem de critic și nu l-a trecut cu laude. De ce credeți că nu este el mai puternic decât ar trebui, decât este? Că spuneți că este un partid puternic de opoziție. De ce nu credeți că nu este și mai puternic, atât cât are nevoie scena politică românească pentru a echilibra? Am să vă spun părerea mea personală. Deci eu cred, în primul rând, că PDSR-ul se formează de-abia acum. Pentru că acum este un partid, opoziția îl obligă să se formeze, să se adune, să-și formeze lideri și atâta vreme cât a fost la putere timp de 7 ani de zile, partidul în sine nu a contat. Era guvernul și președintele țării. Deci, v-ați ridicat la rândul lui, aceasta? La rândul lui, da, am spus-o. La rândul lui chiar președintele, care e un om care, spre deosebire de dumneavoastră, am o părere bună, un om serios și ia lucrurile foarte în serios, la un moment dat a exagerat atât de mult acea echidistanță. N-a spus niciodată că e neserios, Doamne ferește. Nu, dar nu-l placeți. Soluțiile nu cred că sunt cele mai potrivite, doar, dar asta nu înseamnă că nu-l consider și eu un om serios. M-ar bucura dacă o spuneți dumneavoastră, deci uite că am reușit ceva și o să obțin. Ați spus că domnul Iliescu e un om serios. Este un om foarte serios și și-a luat acea sarcină de echidistanță foarte în serios, atât de în serios încât a neglijat complet partidul. Partidul respectiv n-a mai avut un adevărat conducător, ba dimpotrivă, unii care nu meritau posturile respective s-au instalat bine de tot în scaune. Păi îl obliga funcția, nu vă spuneați, era președintele României, trebuia să fie distant. Corect. Dar cred că niciun președinte din lume nu își neglijează partidul. Bun. Care știe că se va reîntoarce într-o bună. Bun, păi dânsul tocmai că n-a fost distant față de PDSR, n-a fost echidistant față de toate partidele politice, a fost foarte apropiat de PDSR? Nu. Nu, n-aș putea spune acest lucru. N-aș putea spune acest lucru pentru că explicați-mi care ar fi fost interesul să fie aproape de PDSR când țara era condusă de guvern și de dânsul. De ce să se apropie de PDSR? PDSR-ul ce era pe vremea aceea? Era mașina care servea și guvernul și președinția. Da. Niciodată n-a fost PDSR o mașină care servea guvernul. Guvernul a condus țara. Se conducea țara prin prefecți și pe linia guvernului. Niciodată PDSR-ul, ceea ce citeam prin ziare, mă făcea să zâmbesc de fiecare dată cu PDSR-izarea și așa mai departe. Era o poveste. Cred că a zâmbit cam multă vreme, domnul Nicolescu. Au fost încerc să zâmbesc și acum. Eu nu spun că n-a existat o astfel de politică, că n-a, da. Existat, că n-a existat o tendință a unor oportuniști de a intra în PDSR care părea veșnic instalat la conducerea țării. Dumneavoastră, de ce ați intrat în politică? Am greșit. Dar n-am intrat. Ați fost tras. Da. Gândiți-vă că sunt unul din oamenii primelor zile și am mers mai departe. Sunt foarte mulți care sunt foarte mulți oameni ai primelor zile care n-au rămas în politică. Dați-mi un exemplu. Marian Munteanu, dacă stau să mă gândesc. Marian sau a fost Munteanu, în 90. Marian Munteanu e vorba de universitate, e altceva. Bun, Doina Cornea, au fost mulți. Nu, au fost mulți care au fost pe prima listă. Doina Cornea a fost întotdeauna. Doamna Doina Cornea a rămas în politică întotdeauna. Dar și neintrând în Parlament, cum să spun? Intrarea... Ion Caramitru. Ion Caramitru? M-ați atins la la coarda sensibilă. Asta am și vrut. Deci... fiecare are opțiunea sa. Stai o secundă, până la alegerile astea. Dar dacă aș citit cartea mea, am prevăzut că va intra în guvern și în conducerea țării. Stai și altceva, intra, dar și merită. Până în 96, până în noiembrie... Considerați convenția civică, Alianța civică, considerați că nu e politică?
N-am spus asta, însă ei n-au fost în Parlament. Puteau să intre în Parlament, așa cum sunt astăzi din Alianța Civică sau PNSCD, puteau să intre atunci în Parlament. Puteau să participe Dar, atunci. Dar, în primul rând, faceți o greșeală. Faptul că au vrut să intre în Parlament și că n-au intrat. De unde uitați. Știți că au vrut să intre? Pe cum? Dar îmi aduc aminte de alegerile respective. A fost un grup de intelectuali. De fapt, un grup, a fost un în grup... 90, dacă mi-aduc. Nu mai țiu minte când. Deci un grup de oameni foarte aleși. În 90, în mai deci, 90 au fost oameni, acea listă oameni, cu Pleșu, oameni Dinescu. De calitate, exact, oameni de calitate. Deci au avut această încercare. Au fost în 90. Au avut această încercare. De ce ați intrat în politică? Nu, n-am intrat în politică. Eu de ce n-ați intrat în politică? Eu am intrat în Parlament. Deci am intrat în Parlament ca independent. Și am rămas mai departe în aceeași echipă în care am fost. Iar acum am ieșit cu ideea de a ieși definitiv din politică. Nu, de ce n-ați intrat în politică? Că degeaba, nu vreți să spuneți că ați intrat în politică. De ce n-ați intrat? Pentru că n-am avut o meserie ca dumneavoastră, ca să fac politică și să spun că nu sunt politician. Eu eram intrat în politică prin Revoluție și trebuia să merg mai departe. Și am mers mai departe. Intrăm... Și probabil că din punctul acesta de vedere voi continua să am o atitudine și o poziție. Bun, dar... Chiar dacă nu mai fac parte dintr-un partid. Considerați și... prestația dumneavoastră un eșec sau reușită în politică? Politică? Da. Un eșec. Da, lamentabil sau total? Spuneți asta dacă a fost lamentabil. Intrăm în legătură cu telespectatorii să vedem ce spun ei despre eșecul dumneavoastră sau succesul, poate. Alo? S-a pierdut legătura telefonică. Vă rog să afișați cele două numere de telefon la care telespectatorii... Care nu le poate prinde nimeni. Păi da, ăștia care sună, știți, domnule, știți figura care mi-a făcut-o domnul Tatulici la un post de radio odată? Am să vă fac și eu una. Bună seara. Da. Vă rog, spuneți. Deci, erau telefoanele aranjate. Ca și la mine, nu e diferență. Aveți o probă că telefoanele nu sunt aranjate? Nu, niciuna. N-aveți. Deci eu merg pe încredere. Deci eu v-am spus din capul locului... Nu, la dumneavoastră n-a fost cazul. Deci eu vă spun din capul locului că sunt aranjate. Bună seara. Alo? Alo? Da, vă ascultăm. Vă ascult, sunteți pe fir. Alo? Da. Asta e prea aranjat, domnul Nicolescu. Se pare că e prea aranjat. Alo? Da, vă ascultăm. Vedem. Da, vă rog să-mi faceți o altă legătură, pentru că mi se pare mie că nu ne aude cel de la capătul cealaltă a turii. Ar costa încă o televiziune să aranjezi telefoanele și încă un post de radio ca să aranjezi telefoanele. Nu, da. Nu credeți că sunt că au fost aranjate, dar Doamne, vă fac o probă. Poftim? E imposibil. Bună seara. Alo? Bună seara. Alo? Da, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog să puneți întrebarea pe care v-am zis eu, da? N-am fost atent puțin mai devreme, apropo de întrebare. Da, vă rog, cine sunteți și de unde sunați? Din București, Uitul Petre. Da, domnul Petre, vă ascultăm. Ceea ce a făcut domnul Nicolaescu în cinematografie a fost un succes total. Da. În politică așa? Se poate considera un succes sau nu? Păi tocmai a spus puțin mai devreme, probabil că dumneavoastră... Lamentabil sau nelamentabil? Păi nu vrea să spună domnul Nistorescu asta, dacă a fost lamentabil sau total eșecul. Dar haideți totuși să-l rugăm pe domnul Nicolaescu să răspundă pentru dumneavoastră măcar la această întrebare, de acord? Da. Bun. Și mai aveți altă întrebare? Momentan nu vin prea multe. Bine, vă mulțumesc și pentru asta. La revedere. Da, am să vă răspund și dumneavoastră și bineînțeles tuturor spectatorilor. Eu consider că în mod normal nu aveam ce căuta în politică, pentru că nu am ambiții politice, pentru că am considerat întotdeauna că succesul este mai important decât puterea. Nu-mi doresc puterea, nu-mi doresc funcții, dovada e că în această perioadă eu n-am avut nicio funcție, nici în partid, nici în stat. Am avut necazurile mele obișnuite, cu care n-am scăpat de ele nici în perioada, așa zis, a puterii în care eu aș fi făcut parte. Mă gândesc la faptul că în cei 7 ani de zile am fost dat afară de 2 ori din cinematografie. Nu m-am dus nici la partid, nu m-am dus nici la domnul Iliescu, nu m-am dus la nimeni. Deci mi-am făcut până la urmă, m-am luptat singur. Deci un om care nu are ambiții să parvină, un om care nu dorește puterea,
Un om care nu dorește funcții nu are ce căuta în acest domeniu. Am fost un idealist și sunt și voi fi până la sfârșitul vieții mele. Deci am fost un idealist crezând că pot să ajut, să pot să fac ceva. Da. Nu poți să faci nimic în condițiile în care nu te bați, nu te lupți pentru funcții. Bună de seara. Ce nu vreți să rămâneți un idealist și în tabăra înfrânților, că ați fost un idealist în tabăra învingătorilor? Păi deja trecuse în tabăra înfrânților. Cine sunt înfrânți? Acum, când nu mai sunteți la putere. Domnul Isărescu, vreau să vă spun următorul lucru. Eu cred că m-am bucurat și vă garantez că m-am bucurat în clipa în care PDSR-ul a pierdut alegerile. Și vă explic și de ce. Când ieșeam pe stradă, toată lumea mă oprea și îmi spunea: domnule Nicolaescu, ce se întâmplă? Asta e viață. Aproape mi-era jenă să mai circul pe stradă. Acum circul liniștit. Toată lumea îmi spune: ce facem, domnule Nicolaescu, cu ăștia? Ce film facem, deci, sau ce facem? Deci, e vorba de putere, da. E cineva. Deci, în această situație, este mult mai convenabilă și sunt mult mai apt pentru opoziție decât pentru putere. Meritați o semnă. Dovada este că am ieșit în față acum și nu atunci. E cineva la capătul celălalt, da, vă rog. Firului. Bună seara! Alo? Alo? Da, vă ascultăm. Alo, bună seara! Bună seara, vorbiți puțin mai tare. Bună seara! Așa. Bună seara! Îmi numesc Hafurne Augustin. Da. Din Rădăuți. Da. Aia despre care am vorbit noi înainte de emisiune, da? Păi tocmai de asta, că s-a interpretat de refoare, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Da, da. Deci, revin la întrebare. Vă rog. Ce trebuie să vedeți? Ne-ați interpretat copilăria când era mic, cu o comisară acuză, cu mâinile curate. Deci ați făcut o plătoarie pentru comunism, practic ați făcut o plătoarie pentru comunism. Ei, acum, totuși la o vârstă înaintată, faceți o plătoarie pentru capitalism. Iar spuneți dumneavoastră mine, ați putut chiar să vă schimbați imediat totul concepția despre viață? Păi au trecut vreo 30 de ani de atunci. Au trecut 30 de ani de atunci, să știți. Era dumneavoastră acolo, mecanic de locomotivă, sau ce era, sau ajutat la schimbatul macadru. Chiar ați putut dumneavoastră în câțiva ani, în 2-3 ani, să vă schimbați concepția ca acum altă chestie. După 7 ani de zile de stat pe PDSR, puteți să credeți că totuși PDSR-ul e rău și mergeți pe partea aia. Nu cumva sunteți că ați adus o întinare domnului Copoțu, când a zis că m-a întrebat și domnul Copoțu. Lăsați-l, domnul Sfântul Denea, simpatic, a trăit prea mult și a chinuit prea mult pentru politica. A fost un om care a crezut în politică și care totuși politica l-a trădat în om. Bun, vă mulțumesc mult pentru telefon. Deci, pentru interlocutorul dumneavoastră, pentru Cornel Istorescu. Da. Așa ca, poate ca un fapt divers. Cu cât ați cumpărat, domnule, acțiunile la evenimentul? Bun, mulțumim. Bună seara. Mulțumim, bună seara. Da, să vă răspund la prima întrebare, în legătură cu comunismul. Ați văzut un film despre comunism sau despre comuniști făcut de mine? Ați chiar enumerat câteva titluri. În afară de filmele istorice, am făcut filmele de, să zicem, de aventură, de acțiune pe un fundal politic. Într-unul din aceste filme puteți să-mi dați o singură frază care să aducă elogiul comunismului? Eu vă aduc eu aminte de singura frază care se spune în filmele mele, care bineînțeles aparține lui Titus Popovici și urmează răspunsul care mi-a aparținut mie întotdeauna, care spunea: ce înseamnă comunism? Întreba comisarul, pe care îl jucam chiar eu, îl întreba pe comisarul Roman și ăla spunea: luptăm pentru o viață mai bună. La fel în noi cei din linia întâia, aceeași două fraze le-am băgat. La care răspundea comisarul sau soldatul dincolo în linia întâia, răspundea: om trăi și om vedea. Deci asta este maximum ce am spus eu despre comunism într-un film. Deci nu am făcut elogii comunismului niciodată, în niciun film, nici în viață. Am fost extrem de rezervat în orice declarații, nu m-ați văzut la nicio onomastică, nu m-ați văzut la nicio serbare și mai mult decât atâta,
consider că nu am făcut concesii. Când veți descoperi o astfel de concesie, vă stau la dispoziție și îmi voi face mea culpa și fața dumneavoastră. Sunteți oameni care sunteți documentați. Sunteți oameni documentați. Puteți să-mi aduceți din trecut un moment pe care astăzi să-l regret? Deci nu asta, nu v-am chemat să vă aduc un astfel de moment și nici nu mi-aduc aminte. Însă trebuie să vă dați seama în acest moment cum privesc oamenii, cum îl privesc pe Sergiu Niculescu, regizorul, și cum privesc politicianul. Cred că e un exercițiu de care am avut parte și eu de foarte multe înțeles, ori. Ce n-a înțeles persoana care a văzut și a spus-o și îi dau perfectă dreptate. A spus-o, cum ați putut după 6 ani, 7 ani de zile să vă despărțiți de partidul în care ați fost și să treceți la alții. N-ați trecut nicăieri, așa. Nu, n-am trecut nicăieri. Bun. Deci e dreptul meu să mă retrag și tot dreptul meu de a alege, dar eu am ales și am recunoscut că din acest moment eu mă gândesc la ieșirea mea completă din viața politică, chiar și din Parlament. Bineînțeles că pentru acest lucru trebuie o matură gândire. Nu pot să o fac imediat și nu fac ca un scamator, n-am fost niciodată. Da, domnul Nistorescu vrea să intervină. Nu, am de răspuns. Aveți de răspuns. Da. M-a întrebat. Tocmai acum, la aniversare. E o aniversare și poate multă lume nu știe și măcar lucrurile astea să se limpezească sau să se clarifice. Deci n-am dat niciun leu pe nicio acțiune de la evenimentul zilei. Pentru că erați acționar odată. Pentru că eu am înființat împreună cu Mihai Cârciog în 1990 această societate care scoate evenimentul zilei și pe parcurs când l-am adus pe Cristoiu, noi am cesionat niște procente și eu și Mihai Cârciog și condiția fundamentală era în actele de cesiune ca în momentul în care vreodată pleacă sau scrie la altă revistă, el renunță de bună voie la aceste acțiuni care noi le-am cesionat cât a lucrat și cât a vrut să stea cu noi. Care deci, era termenul de grație? Pentru că Ion Cristoiu n-a plecat la un alt cotidian. Deci dumneavoastră l-a schimbat pe Cristoiu. Poftiți? Nu, el a plecat, el a demisionat de bună voie și a plecat. Nu, nu i-a cerut nimeni asta. E cineva pe fir. Bună seara. Alo? Da, vă ascultăm, domnule. Bună seara, domnilor. Bună seara. De la Curtea de Argeș, Carmen Lungu mă numesc. Vă rog, doamne. Domnule. Ei, lăsați că știm noi. Păi eu vreau să vă spun că e prima dată când vă prind. Am toată încrederea, doamnă. De a vă prinde în toate emisiune. Da. Am toată încrederea în dumneavoastră. Vă rog, spuneți. Domnul Sergiu Niculescu, vreau să fiu scurtă, că în primul rând sunt pe impulsurile mele. Vă apreciez foarte mult. Sunteți un idol al meu de când eram copil, drept pentru care și prenumele fiului meu este Andrei, titlul rode al dumneavoastră. Și am să vă pun o întrebare, nu politică, că ne-am săturat de atâta politică. Așa. Am să vă pun o întrebare scurtă. Când mai faceți un film bun ca pe vremuri? Bun, doamnă. Vă mulțumim mult. Telefonul ăsta nu era prevăzut, într-adevăr. Stimată doamnă, într-adevăr, în filmele mele am jucat multe roluri, dar întotdeauna am avut doar două nume. Andrei, și acesta vine de la Francis Munteanu, prietenul meu, care l-am pierdut, și Tudor. Deci n-am jucat alte roluri cu alte nume. În politică ce roluri a jucat? De neutru. Cu sub ce nume? Sergiu Niculescu? Sergiu Niculescu, da. Da, mai vreau să adăugați ceva? Nu, și mă bucură păi de film, că... V-a pus întrebarea cheie. De film, da, exact. Port barbă. Deci asta înseamnă că pregătesc un film. Este vorba de un film care se petrece în primul război mondial. Vreau să joc rolul lui Carol I, care l-am jucat în 1977. Deci în 1914, regele Carol I a murit. Și eu voi juca rolul regelui și moartea sa. Uh-huh. Deci o să intre în rolul deci dumneavoastră. Deci e o șansă uriașă pentru un actor ca după 20 de ani să poată filma finalul unui rol început cu 20 de ani înainte. O să muriți de inimă rea în filmul ăsta? Doamne ferește! Ca rol vorbesc. Credeți că merită? Carol a murit de inimă rea și există suficiente motive să se creadă că s-a sinucis. Da, momentul publicitar. După aceea vom continua discuția. Încet încercăm să ne îndreptăm spre rolul
de viață al domnului Sergiu Nicolaescu, momentul publicitar. Acest program vă este oferit de Conex GSM. Unele lucruri au o anumită formă. Oricare alta, pur și simplu, nu s-ar potrivi. Nu fac excepție băuturile răcoritoare. Deci, să înlocuim această sticlă cu aceasta. E o idee bună, nu? Pentru 10 cupoane din evenimentul zilei, MEI oferă importante reduceri de prețuri și alte servicii. Cântărie de aluminiu, uși ferestre de orice dimensiuni și forme, grilaje de maximă securitate, geamuri securizate cu etanșeitate perfectă. Garanția calității este dată de folosirea celor mai buni specialiști din țară și a celor mai moderne utilaje. Siguranța căminului dumneavoastră numai cu Vilalux. Aici nu veți găsi multe mașini. Aici cristalul se naște direct din mâinile oamenilor. Aici meșteșugul a fost învățat din generație în generație. Pentru că tradiția nu este un lucru pe care să-l pretinzi. Tradiția se dobândește. De la miezul nopții, începem partea a doua misiune cu un telefon. Bună seara! Alo? Bună seara! Alo? Da, vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! Fiți amabil, domnul Tucă. Da. Vă rog. Vreau să rog pe domnul Sergiu Nicolaescu. Da. Să-mi răspundă la următoarea întrebare. Vă rog. Cum vă numiți? Lețner mă numesc. Lețner Nicolae din București. Da. Înainte de a-mi răspunde, vreau să-i spun că am apreciat filmele produse de dânsul, dar ca și un alt telespectator, consider că a propovăduit apologia comunistă, a făcut-o în aceste filme și dacă succesul a fost totuși garantat, a fost garantat după mine, în primul rând, echipei de actori. Întrebarea pe care vreau să o pun este următoarea. Singura chestie că și domnul Nicolaescu era actor, da, mă rog? Ca actor, da, mi-a plăcut. Da. Vreau să îi pun următoarea întrebare. Că dânsul, făcând atâtea filme, știe că atunci când o corabie se scufundă, e părăsită prima dată, să-mi ierte dânsul, analogia de șobolan. Întrebarea este de ce nu a părăsit acest partid înainte de a pierde puterea? Bun, mulțumesc pentru întrebare. Bună seara! Da. Îmi pare rău că ați închis telefonul, pentru că vă întrebam care a fost filmul în care am făcut apologia comunismului. Deci v-am spus că nici măcar termenul de comunism nu l-am folosit niciodată într-un film.
Deci, din acest punct de vedere, vă contrazic și pe dumneavoastră și pe oricine care ar încerca să spună că eu am făcut apologia comunismului. Mi-ați spus un lucru care mi-a făcut plăcere, că filmele mele au avut succes datorită actorilor. Înseamnă că i-am ales bine, înseamnă că eu însumi am făcut o prestație onorabilă, deși nu mă consider actor, eu mă consider interpret. Deci n-am jucat decât acele roluri care mi se potriveau. Părăsirea, ceea ce a spus dumneavoastră mi-aduce aminte de o glumă pe care am spus-o eu în Parlament cu câțiva ani în urmă. O corabie se scufundă undeva în depărtare, pe mal sunt niște oameni care îi privesc, furtună puternică, și la un moment dat se apropie de mal un grup de șobolani și cineva de pe mal îi întreabă: mă, cum faceți voi că întotdeauna când o corabie se scufundă, voi sunteți primii care scăpați? La care șeful șobolanului a răspuns: păi, normal, pentru că noi facem găurile. Deci, vedeți dumneavoastră, comparația cu șobolanii nu mi se potrivește. Găurile în PDSR au fost făcute de alții. Eu am plecat, să zicem așa, ca să folosesc un termen al unii, o analogie, fac o comparație cu titlul unui film, De Lehamite, de ceea ce s-a petrecut acolo. Deci sunt profund nemulțumit de modul în care a decurs această conferință. Da, ea putea să fie, un succes, putea să fie un succes, putea să iasă în față un partid puternic și recunosc că ar fi o greșeală să credem astăzi sau să spun astăzi că PDSR-ul n-a rămas un partid puternic prin plecarea 6-7 oameni sau 10-20 câți vor fi. PDSR-ul rămâne un partid puternic. Și e bine ca în țara românească să existe partide puternice în opoziție. Doresc să apară cât mai multe și cât mai puternice. Mai bine folosiți mare decât puternic, pentru că tot dumneavoastră spuneți că trebuia să iasă un partid puternic. Lăsați-l mai bine mare decât puternic. Dar n-am înțeles totuși de ce. Da. De ce ați plecat? Ce ar fi trebuit să iasă? Ce n-a ieșit la această conferință? Am fost dezamăgit. De ce? Există o dezamăgire. De ce? Pentru că s-au ridicat în cadrul conferinței un grup de oameni, ceea ce este absolut normal, și și-au expus un punct de vedere. Acest lucru a fost imediat condamnat și considerat un grup dizident. Eu consider că după atâția ani de zile, într-un partid ați spune gândurile, ați spune puncte de vedere, nu este un lucru condamnabil, ba dimpotrivă, dovedește puterea partidului respectiv, forța lui, faptul că poate să aibă în sânul lui păreri diferite și până la urmă să ajungă la să zicem, o hotărâre comună. Păi nu poate. În realitate, ceea ce s-a petrecut acolo mi-a demonstrat mie că în momentul de față există o oboseală la nivelul conducerii și eu la am avut nivelul conducerii unde? Până la ce nivel? Superioare de partid de stat? Nu, vă spun. La domnul Iliescu, nivelul conducerii, unde? Cei care au avut funcții, la asta mă gândesc, începând cu domnul Iliescu și terminând cu cei care au ieșit, să spunem așa. Deci, vreți să mă refer și nu mă ascund și n-am de ce să nu o fac, am criticat în conferință și modul în care a reacționat domnul German. Nu? Am criticat și ieșirile domnului Iliescu, deci lucrul acesta l-am făcut, l-am considerat absolut normal. Asupra mea nu s-au abătut acele trăsnete, în ghilimele, care s-au abătut asupra celorlalți. Recunosc și acest lucru, ceea ce înseamnă că și n-am fost singurul care am ridicat aceste probleme. Domnul Dan Marțian a ridicat aceleași probleme și cu cuvântul domniei sale a fost extrem de ascultat și de important. Deci am fost doi oameni care ne-am ridicat și am atras atenția. Deci sunt dezamăgit de o anumită situație creată în partid. Și nu este
părăsirea unui grup. Nu este nici măcar de detașarea, este hotărârea mea de a ieși din politică. Atunci, e dreptul meu la un moment dat să spun destul Nicolaescu. Da, dar am înțeles că ați apărut azi alături de ceilalți. Nu am apărut, ci am anunțat, nu am, dar am declarat foarte clar că eu nu mai intru, nu am intrat în noua formație politică. Spuneți-mi... Deci eu am spus că a fost un moment care am anunțat ieșirea mea din PDSR și din grupul PDSR, dar nu am de gând să intru într-un alt partid. Domnul Nicolaescu, am înțeles că dumneavoastră și domnul Gelu Voican Voiculescu, deci împreună ați încercat prin toate metodele, ca să spun așa, să faceți grupul Meleșcanu să nu plece din partid. E adevărat sau nu? Și domnul Dalmațian. Și foarte mulți din cei care erau prezenți în sală, deci care m-au încurajat în a încerca să opresc plecarea unor oameni care s-au dovedit, oameni cu curaj, cu opinie și sunt oameni de calitate pe care, de care partidul nu trebuia să lipsească cu atâta ușurință. S-a lipsit partidul? Eu cred că se putea, printr-un simplu gest al președintelui Iliescu... Care ar fi fost acela? Erau două variante. Erau două variante care erau posibile și care au fost propuse la un moment dat. Deci, să existe doi vicepreședinți, da. Și era vorba de domnul Năstase și de domnul Meleșcanu, sau o altă variantă propusă de domnul Meleșcanu, dar neacceptată de partea cealaltă, niciunul din cei intrați în conflict să nu facă parte din conducerea partidului. Mi se pare extrem de rezonabil și de sportivă propunerea. Da, mulțumesc. Bună seara. Alo? Bună seara. Vă ascultăm? De la Brașov, vă deranjez, Victor Crăușu, mă numesc. Da. Toată stima pentru toți invitați, în primul rând. Și că domnul acum am timp, în primul rând, o întrebare pentru domnul Nicolaescu. Vă rog. Mai urma două. Domnul Nicolaescu, crezi că domnul Gelu Voican Voiculescu, fostul dumneavoastră coleg sau actual, a avut posibilitatea să facă studii paranormale? Ce să facă studii? Paranormale. Dacă a paranormale. Dacă da, a făcut studii paranormale? Da. Sau dacă a făcut vrăji... Sau dacă a revelat paranormale. Dacă a făcut vrăji pe la conferința națională, asta vreți să întrebați? Nu la conferința națională, în general. În general, bun. Da. Și o secundă, iertați-mă. Și mai aveți alte întrebări. Bineînțeles. Vă rog. În ceea ce privește participarea noastră la acea comisie de anchetare a evenimentelor, pentru că oricum revoluția n-a fost din decembrie 89, aș fi curios să văd de ce n-ați făcut mai nimic, deși ați anchetat inclusiv în Brașov aceste evenimente, pentru aflarea măcar a unei părți din adevărul celor petrecute. Da. Sunteți militar? Sunteți militar? Nu, chiar ne-am cunoscut și eram în civil. Da. Dar ați fost militar? Da. Nu. Nu, o întrebare. Da, vă răspund. Vă rog. Vă răspund. Mai aveți altă... Mai aveți o constatare, dacă îmi permiteți, deși eu nu am întrebat în noastră, deci ați fost întrebat de concepția, de concepția noastră, mă rog, dinainte de acum. Sunt convins că ați făcut niște filme bune, într-adevăr, cum ați spus și noastră, pentru istoria noastră. Niște filme excelente. Nu puteți fi condamnat pentru acesta. O singură mică paranteză, la un moment dat, într-un film apelă soldații cu niște ceasuri de asta mai modernă pe mână. Nu e esențial, ați scăpat și dumneavoastră pe acolo. Da, vorbiți? Domnul Istorescu, felicitări, la mulți ani. Seamănă... Dacă îmi permiteți, la mai multă, cu plăcere. Vocea dumneavoastră seamănă la mai multă, la mai multă rațiune și mai puțin bani de dracul banilor prin vinderea ziarului. Semănați foarte mult la voce. Mulțumesc. Cu ministrul de finanțe. Da. Da.
De fapt, n-am reținut mai nicio întrebare, mai mult a spus dânsul. Poate ați uitat-o, dar vă reamintesc eu întrebarea. De ce n-ați făcut mai multe pentru aflarea adevărului? A, de decembrie, da. Iată că mi-a spus o întrebare care îmi face un imens serviciu. În ce sens? Justifică cei 7 ani ai mei. Stimate domni și dragi telespectatori, trebuie să înțelegeți că... Și acum mi-am adus aminte, asta e culmea. Mi-am adus aminte că în acești 7 ani am făcut ceva. Am cercetat cu imens de multă pasiune ceea ce s-a petrecut în România în decembrie 89. Și mi-am dat tot timpul meu liber, am renunțat la filme, n-am făcut decât 2 filme în această perioadă, ca să încerc să pătrund adevărurile din decembrie 89. Un moment de mare adevăr, un moment crucial pentru poporul român. Am considerat o datorie de-a mea și o șansă pe care mi-a dat-o viața de a trăi un astfel de moment. Am scris 2 cărți, stimate domn. Vă rog să le citiți și după ce le veți citi, vă veți da seama că totuși am făcut ceva. Am făcut ceva. Sigur că trebuie să spun că în această perioadă am fost la rândul meu dezamăgit de sprijinul, în ghilimele, care mi s-a dat sau mi s-ar fi putut da de către organele de stat care răspundeau direct de această problemă. Când a fost judecat domnul Virgil Măgureanu, judecat în ghilimele, în Parlament, la un moment dat i-am pus o întrebare. Această întrebare, scrisă pe hârtie, era: domnule Măgureanu, dacă au existat teroriști în 1989, decembrie, atunci, în mod normal, aceștia trebuiau să constituie un pericol pentru siguranța națională. Deci intra în area dumneavoastră de cercetare. Dacă nu au existat teroriști, atunci de ce a fost omorât Ceaușescu? Am dat acest bilet, dar când am văzut că au năvălit toți colegii mei parlamentari pe domnul Măgureanu, m-am dus și am retras biletul. Întrebarea rămâne valabilă însă pentru toată lumea. De ce organele de stat nu au mers pas în pas cu cercetările comisiei? De ce nu au mers sau nu au dus mai departe aceste cercetări? Aceasta este enigma pe care o las în urmă, dar în ceea ce privește persoana mea și cercetările făcute de-a lungul a 7 ani, rămân în 2 cărți scrise. Dovadă pentru 100 de ani de aici înainte. Interesant că lăsați o enigmă în urmă după acești 7 ani și că v-ați adus aminte foarte greu ce ați făcut. Enigma este de ce nu s-au implicat. Și că v-ați adus aminte foarte greu, am înțeles, ce ați făcut în acești 7 ani. Luăm o nouă legătură telefonică. Domnul Nistorescu, ați vrut să interveniți? Nu. Bună seara! Bună seara, domnule! Vă ascultăm! De 3 luni de zile încerc să vă prind și v-aș ruga să-mi acordați mai multe minute. Câte să fie? Nu vă uitați la ceas pentru că n-are ce importanță, dar putea să fie mai scurtă sau mai lungă. E 12 și un sfert până la... N-au decât 60 de secunde. E 12 și un sfert până la... Vă mulțumesc foarte mult! Până la 6:30, da? În primul rând, ar vrea să spun că de 50 de ani de zile, țara asta și poporul ăsta a fost condus de niște intelectuali, Gheorghiu Dez, Chiu Stoica și Cismarul de Lorosit. Dacă în aceste condiții țara asta a ajuns la un moment dat să fie condusă de domnul Iliescu, președinte, care îi pune mâna în gât unui ziarist și îi spune animalule și îl profanează pe poporul, l-aș întreba pe domnul Sergiu Nicolaescu: de ce are această părere despre dumnealui? Și a doua întrebare ar fi: cum, domnule, crema intelectualității PNR-ului părăsește partidul? Și
cu asta vă mulțumesc că am reușit să vă prind și m-ați ascultat. Vă mulțumim și noi, la revedere. Da. Perfectă dreptate referitoare la trecutul nostru glorios în domeniul intelectualilor. Însă, istoria va judeca pe fiecare în parte cu mai multă obiectivitate decât noi, stimate domn. Sigur că niciodată, așa cum domnul Nistorescu o știe, nici în cartea mea n-am făcut decât să condamn pe toți cei care i-am cunoscut în perioada respectivă și care ne-au ținut în întunericul comunist timp de 44 de ani. În aceste condiții... Iertați-mă, în întunericul comunist, însă dumneavoastră... Nu înțeleg întunericul comunist, înțeleg moral, a libertății morale, a libertății gândirii, a libertății exprimării. N-am să spun niciodată că arta sau cultura nu au avut o evoluție în timpul comunismului pozitivă. Deci eu m-am realizat în acest timp și nu voi renega acest lucru niciodată. Eu astăzi stau și nu pot să fac un film despre 1917, pe când pe vremea aceea făceam două filme și făceam filme istorice. În condițiile în care le făceam, nu le mai discut, dar le realizam, puteam să le fac. Deci nu condamn acest lucru, condamn lipsa libertății morale, lipsa libertății exprimării, a libertății individului, a pleca, a veni, a se exprima. Deci acest lucru m-a durut și acum. Acest lucru m-a durut la această conferință, care mi-a adus la aminte la un moment dat de o altă conferință în care am asistat la plecarea lui Pârvulescu. Pârvulescu, da. Și când care s-au repezit intelectualitatea în legătură cu ce spunea stimatul colegi, adevărata intelectualitate pe care o avea țara în acel moment, Macovescu și așa mai departe, Leon Terăutu, care s-au repezit pe acest amărât de om de 80 de ani, că a avut îndrăzneala să critique pe Ceaușescu și soția lui. Dumneavoastră spuneați că înainte că PDSR-ul este un partid foarte solid și în același timp sunteți marcat de o dezamăgire. Păi nu se leagă. Dezamăgirea este personală, stimate domn. Eu nu pot să confund sentimentul meu cu un partid, cu ceea ce reprezintă un partid. Acest partid, dacă n-ar fi un partid puternic, n-ar fi un partid solid, atunci România n-ar mai fi o țară democrată, domnule. Trebuie să avem astfel de partide, că vă place dumneavoastră, că nu vă place. PDSR-ul trebuie să existe, alături de el trebuie să existe și Vadim Tudor cu PRM-ul și ceilalți. Eu prima dată când a apărut PSM-ul m-am ridicat și am vrut să-mi dau demisia din Parlament, dacă vă aduceți aminte. Și s-a ridicat domnul Radu Câmpeanu, domnul Coposu și mi-au respins, mi-au explicat că nu am voie să fac acest lucru, că într-o țară democrată, un partid socialist de stânga sau aproape comunist trebuie să trăiască alături de celelalte partide. Și nu mi-a mai dat demisia la cererea domnului Câmpeanu și domnului Coposu, care erau colegi cu mine în momentul acela. Deci să nu confundăm ceea ce simt eu personal cu existența și cu construcția unui partid. Care e o treabă foarte complicată. Un partid care nu tolerează alte opinii, un partid puternic? S-ar putea să fie, dar nu-l accept eu. Deci, iată, va dovedi în viitor dacă acest partid este puternic, a acționat așa cum a acționat. Eu consider că era mult mai puternic dacă rămânea cu acești oameni în interiorul lui. Acesta e punctul meu de vedere și acest lucru m-a dezamăgit și mă face pe mine să mă retrag. Nu părăsesc o barcă în pericol, Doamne ferește. Eu consider că, dimpotrivă, au șansa cea mai mare, pentru că au o adevărată șansă, sunt în opoziție. Este cel mai bine, este cum să spun, aș avea vocația de a fi mereu în opoziție. Bun, vă mulțumesc, o să cer voie să citesc câteva titluri din presa cotidiană de mâine.
cu ajutorul domnului Cornel Nistorescu, ziarul Libertatea, Libertatea, coaliția se cutremură, ungurii se încaieră cu țărăniștii, scrie ziarul Libertatea pe pagina 1. Poliția e buimăcită de o serie de crime, mateloții români vor scandal la Madrid, nouă marinari amenință că își vor da foc în timpul întâlnirii statelor NATO, pensiile de milioane vor fi desființate, baza maximă de calcul nu va depăși 2,5 salarii medii. Bucureștenii se bat pentru un bilet de tren la mare în ciuda prețurilor aberante. Turiștii sunt supărați pe ministrul transportului că, în afară de taxe și majorări de tarife, nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți condițiile de călătorie. Libertatea, pagina 1. Azi, tot pagina 1, echipă pentru parteneriatul cu Statele Unite, drumul lui Mircea Lucescu spre Rapid trece pe la FPS. Astăzi, președintele Constantinescu se adresează națiunii și profitul reinvestit nu se va mai impozita, susține Viorel Cataramă, senator PNL. Ziarul Ziua, pagina 1, bătălia pentru putere și influență le ia oamenilor mințile. Prezentăm un caz zguduitor care înfățișează într-o nouă lumină adevăratele relații din coaliția guvernamentală. Gilda Lazăr se dezlănțuie împotriva lui Ciorbea și Constantinescu și șantajează, scrie același ziar Ziua, adversarii românilor pot fi românii înșiși, deci fără cacealmale, scrie Radu Budeanu în editorialul ziarului Ziua. Cotidianul, peste două decenii românii se vor pensiona la 65 de ani, tot despre parteneriatul strategic care va aduce baze militare SUA în România. Gheorghe Zamfir îl acuză pe Ion, pe Ion Iliescu că l-a trimis în exil. Nu uitate. Așa și Alianța pentru România este finanțată de Iorgovan, scrie Cotidianul pe prima pagină. Evenimentul zilei, pagina 1, o dezvăluire de senzație în acest cotidian. Celebrul vindecător Ion Pușcaș, în galeria Ticăloșilor, șeful țărăniștilor din Sălaj, îl turna pe coposul la securitate. Editorialul semnat de Cornel Nistorescu este tocmai pe această temă și se intitulează Masochismul moral. Cocaina se ține ascunsă în gură, asta se întâmplă în regie, vânzătorul o scuipă pe jos, cumpărătorul se apleacă, dă banii și o întinde. Brr. Da. Jurnalul Național, guvernul României va declanșa o criză ecologică ireversibilă. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexandru Atanasiu, declară: cu salariu mediu pe economie se poate trăi, dar nu decent. Partidul lui Teodor Meleșcanu se va numi Alianța pentru România. Cei 5 dizidenți din PDSR vor dona câte 2 milioane pentru noul lor partid. Marcel Avram a recunoscut că a înșelat fiscul german. Curierul Național, pagina 1, leul românesc se pregătește pentru o cură de slăbire. Comisia Economică a Senatului a avizat favorabil legea investitorului autohton. Modificarea legii învățământului amenință raporturile dintre UDMR și restul coaliției majoritare. Editorialul din Adevărul se numește Partidul Jolly Joker, este semnat de Adrian Ursu. Grupul Meleșcanu pleacă la drum cu o fundație, Alianța pentru România. Un alt titlu din pagina 1, avocatul Mogoș, deputat PNL, a sesizat Comisia SRI că i-a fost interceptată și stenografiat o convorbire privată, iar în exclusivitate pentru Adevărul, premierul Belgiei, Jean-Luc Daen, declară: vom continua să apărăm candidatura României pentru admiterea în primul val. Și Bogdan Chiriac scrie: în schimbul respingerii candidaturii țării noastre la NATO, Bill Clinton o să dea pe la București. Cronica Română, pagina 1, abuzurile pachetului la vedere. Gigi Boeru, obligat de procurarea Țirlea, să declare că i-ar fi mituit pe Peter Roman și Corneliu Coposu. Dintr-un safe secret al Bancorex au fost găsite creditele preferențiale acordate polițiștilor și militarilor. În același cotidian, Cronica Română, virajul la stânga, episodul 3 din Cronica Zilei, semnată de Horia Alexandrescu. La Denver s-au dat cadou Rolex-uri de $17,300 bucata. Naie Caranfil, tango de nuntă cu Oana Joachim. Clinton va poposi la București pentru câteva ore. Ziarul Dimineața, orgoliu rănit, singura identitate politică, se întreabă Marian Ivancu în Ziarul Dimineața. Culpabilizarea stângii, refuzul lucidității sau diversiune, ca multe semne de întrebare în pagina 1 a ziarului Dimineața. Ziarul Național, Ion Cristoiu, punct și de la capăt, noapte bună pe DSR, oriunde te vei afla. Auziți, domnul Sergiu Nicolescu.
Țânțarii pot produce o nouă epidemie de meningoencefalită în pagina 1 a celuiași cotidian. România nu va intra în NATO nici în al doilea val, se întreabă acela ziar național. Alianța pentru România, partidul care va scoate PD-ul din coaliția guvernamentală, se întreabă tot naționalul. Vestea al înființării Alianței pentru România o găsim în toate cotidianele de mâine. Academia Cațavencu, Nelu și ateii lui pun cruce partidului. Vadim, omul fără voie al țărăniștilor, un editorial semnat de Mircea Dinescu în Academia Cațavencu. Mai găsim și un interviu pe bune, cum se spune în Academia Cațavencu, cu Ion Iliescu, Marian Enache, Mircea Coșa. De fapt, este un tir de întrebări al reporterului de la Academia Cațavencu și răspunsul vine din mai multe locuri. Da, am și o revistă VIP Economic Financiar, Mafia sub lupa poliției, Constantin Iorgu Vintiloiu, societățile mici și mijlocii sunt oprimate, iar Dumitru Tino afirmă că presa este într-adevăr o putere. Da, Jean Yves Cousteau a murit astăzi, fapt ieri. Evenimentul zilei pe ultima pagină. Care o găsim în... o veste pe care o găsim în toate cotidianele. Adrian Păunescu scrie, călător devenind călătorie, în noaptea în care călătorul însuși s-a stins în casa lui de oameni buni, pe mări și pe oceane au fost furtuni și cerul se învolbura în plânsuși. Și vasul lui s-a scufundat deodată, ca într-un act sinucigaș în port, și vietăți spre călătorul mort veneau plângând din moartea lui să-l scoată. Amurgul cosmic i-a căzut pe sânge și ancora i s-a încleștat de pas, oceane, mări și râul s-au retras în ochi și... Oceane, mări și râul s-au retras în ochii lumii ca să poată plânge. Și în mormântare n-a putut să fie că cel aflat acum în paza lor nu mai era un om, un călător, prin moarte devenea călătorie. Bună seara! Am rămas dator la o întrebare, dacă îmi permiteți, da? Vă rog, până intrăm în legătură cu... Da, am rămas dator cu următorul lucru. S-a făcut o comparație, unul dintre telespectatori a făcut o comparație cu vechii conducători ai Partidului Comunist, a perioadei comuniste la noi din țară. S-a făcut un apropo la intelectualitatea lor și în final s-a pronunțat numele domnului Ion Iliescu. Ar fi o nedreptate dacă am face o astfel de comparație. Cred că suntem toți trei de acord că domnul Ion Iliescu este un intelectual de valoare, un om de care a dovedit o pricepere deosebită în... N-a fost o întrebare, a fost o constatare a telespectatorului. A fost o constatare pe care personal nu pot să o accept. Consider că este o diferență imensă între ceea ce a fost Ceaușescu și ceea ce a reprezentat pentru România Ion Iliescu. De ce vorbiți la trecut despre Ion Iliescu? Domnul Sergiu Nicolaescu, tot timpul vreți să acuzați pe DSR-ul, dar să-l scoateți pe domnul Iliescu din nou, să spuneți că sunteți dezamăgiți. Nu iese nimic, nu se leagă. Dacă nu vă convine... Nu înțeleg oamenii despre ce e vorba. Nu trebuie să înțeleagă. De ce? Dacă să nu înțeleagă ceva împotriva domnului Iliescu dumneavoastră? De ce trebuie să avem toți? Eu constat la dumneavoastră. Nu, la mine nu o să constatați absolut niciun fel de ură. Dar deci nu am nici admirație, am spus că am fost dezamăgit, dar eu dau cezarului ceea ce este al cezarului. Așa cum vă spun că dumneavoastră sunteți un om elegant și prezentabil și că oricând v-aș lua într-un film, așa trebuie să recunosc că ce rol i-ați dat domnului Nistorescu? Un rol de englez. Ce ați dorim? Lord sau? Nu, rămân țăran. Mulțumesc frumos. Nu sunteți țăran, domnul. Bună seara. Nu sunteți. Alo? Sunteți un domn. Alo? Bună seara. Pentru concurs, da? Alo? Da, vă ascult. Da, pentru concurs. Pentru concurs, cum vă numiți și de unde sunteți? Bună seara și invitați-vă dumneavoastră. Bună seara, de unde sunteți? Bună seara. Târgoviște. Eu cred că membrii comisiei vor ține cont de ponderea partidului. Cine a spus aceasta? Dan Marțian. Dom'le, culmea, da, ați câștigat un milion. În ultimele zile numai așa, nici n-am apucat să pun bine prima întrebare și... Citiți de mult Jurnalul Național? Da. Da, se vede. Bun, aveți vreo întrebare pentru invitații din această seară? Nu. Bun, vă felicit. Las pe
pentru asta. Vă felicit că ați câștigat milionul, la revedere, numai bine. Spuneți-mi, da, cine ar fi astăzi Andrei, comisarul Andrei, cine ar fi astăzi comisarul Roman? Nu, lipsește total genul ăsta de om. Nu există în România? Nu, nu avem. Nu avem pe nimeni cu mâinile curate aici? S-a creat în România, s-a creat o clasă politică. Și deocamdată această clasă politică nu are spiritul lui Don Quixote. Dar spuneți-mi, Pistoiatul există? Este foarte realistă. Pistoiatul există astăzi? Pistoiatul cred că există. Este întregul tineret de astăzi, ar fi Pistoiatul, care caută și caută un drum și nu-l găsește. Îi se pare la un moment dat că l-a găsit în Andrei, care rămâne un fel de idol și care, bineînțeles, dispare ca orice idol care a fost sau a existat sau n-a existat. Dar spuneți-mi, poate că n-a existat niciodată. Chiar așa, Costel Bălău, parcă era interpretul... Costel Bălău, da. N-a intrat în politică? Nu, n-a intrat. N-a intrat decât Andrei. Dar ați mai ținut legătura? N-am mai ținut legătura, dar această distanță care s-a creat de ani, eu n-o simt. Adică e suficient să mă gândesc la el și mi-aduc aminte exact de relațiile dintre noi, mi-aduc aminte de filmele făcute împreună. El a mai jucat pe urmă și în filmele mele de mai multe ori. Ultimul a fost în Noi cei din linia întâia. Am auzit că s-a îngrășat. Da. Îi doresc o viață mai fericită. Dar știu că e în căutare. În căutare, din păcate, tineretul nostru, căruia am fi vrut prin revoluție și prin această schimbare să-i dăm altceva. Cum se va numi filmul la care veți începe lucrul? Triunghiul Morții. Deci mărășește uitus. Triunghiul Morții. Deocamdată n-am banii. Puteți juca rolul unui rege dacă dumneavoastră nu sunteți monarhist? Vedeți, atingeți o problemă. Am fost monarhist prin familie. Tata a fost închis datorită contactului care le-a avut cu Casa Regală. L-am cunoscut pe fostul rege Mihai. Astăzi nu mai sunt monarhist. Dar rolul monarhiei în România, în anumite perioade, a fost extrem de important și cel de care vorbesc eu, deci de cel Carol de I? Care am și vorbit, e vorba de Carol I, a fost unul dintre cei mai însemnați conducători ai neamului românesc. Alături de Ștefan cel Mare, alături de Mihai Viteazul, alături de Mircea, da, și... Am înțeles, dar spuneți-mi, credeți că puteți juca rolul, repet întrebarea, rolul unui rege nefiind monarhist? A fi monarhist astăzi, explicați-mi, ar trebui să țin cu o anumită vorbesc persoană... Vorbesc în psihologia filmului, dacă sunteți monarhist. Nu că nu, sunteți nu are nicio legătură. Pentru regele Mihai sau pentru altcineva. Ba tocmai că a fi monarhist astăzi, trebuie să ții cu regele Mihai. Ori sunt un tip logic. Regele Mihai este un om cu calități pe care le cunosc, dar care este mult prea în vârstă, este un personaj dramatic care a fost rege la 5 ani și la 21 de ani, iar acum are 80 și ceva de ani, 78 de ani. Eu vă întreb altceva. 78, da. Ați dori un rege pentru România? Vedeți, nu, România cred că, păi cred că România, nu, categoric nu. Păi categoric, România în momentul de față trebuie să meargă pe un drum mai modern, un drum firesc pe care și l-au dorit și partidele istorice în timpul acestui secol. Trebuie să recunoaște că au fost momente foarte clare în care atât Partidul Național Țărănist și chiar și Partidul Liberal au considerat că monarhia, mai puțin liberalii, dar țărăniști, au avut momente, de exemplu, în perioada lui Carol al II-lea, când categoric au fost anti-monarhiști. Păi nu... Păi de asta vă întrebam. Deci sunt momente istorice în care poți să fii, sigur trebuie să ai ce alege. Nu, deci nu este cazul în momentul de față, după părerea mea, e o părere personală. Vreau să pun prin absurd că eu aș fi actor. Eu n-aș putea să joc rolul unui rege dacă n-aș fi de partea monarhiei, dacă n-aș simți că trebuie... N-aș simți că România trebuie să aibă un rege. Este un punct de vedere. Nu. Dar este... de filme istorice cu regi și împărați au fost... Nu, vreau să vă spun următorul lucru. Este o șansă imensă să joci rolul
cum a fost a lui Mircea sau cum l-am acum să-l joc pe a lui Carol I, pentru că ei au fost persoane extraordinar de importante, au jucat un rol extraordinar în istoria noastră. De ce nu faceți un film cu Ceaușescu? Și să-l joc eu sau cum? Domnul Nicolaescu, ar fi vrut Ceaușescu să joc eu în rol. Nu, de ce nu faceți un film cu Ceaușescu? Am făcut un film în care am arătat moartea lui și am făcut-o tocmai arătând moartea lui în comparație cu moartea generalului Ion Antonescu într-un film care se numea Oglinda. Știu, deci, dar de ce vi se pare absurd să jucați rolul lui Ceaușescu? De ce să nu jucați? Să-l jucă pe Ceaușescu? Da, de ce nu? De ce vi se pare așa de absurd? Adică de ce îl jucați pe Carol I și nu jucați pe Ceaușescu? Pe Carol I îl joc în primul rând datorită, să spunem așa, unui profil care seamănă. Deci profilul meu seamănă cu profilul lui Carol. Profilul fizic. Dar la da, n-ați semănat și cu Ceaușescu. La duritate sau la... Domnul Nicolaescu, sunt curios, ce ați alege? Dacă ar fi să alegeți între două perioade, dumneavoastră, între o perioadă lipsită de libertate în care dumneavoastră v-ați afirmat și ați făcut foarte multe filme, aproape câte ați vrut, sau o perioadă lipsită de libertate în care ați făcut mai puține filme și ați mai șeșurat în politică. Deci perioada de libertate de după 90. Dumneavoastră ce ați alege? Dar au fost și alte perioade de vârstă. E observație justă și asta, dar vreau să vă spun următorul lucru. Eu am avut o carieră națională și o carieră internațională. Deci am putut să aleg. Deci întrebarea care mi-o puneți dumneavoastră, eu am avut ocazia să o... am avut-o în fața mea în 1962. Deci în 1962 puteam să aleg libertatea, puteam să aleg un contract la New York sau la Los Angeles, puteam să încep o carieră internațională și totuși m-am întors în țară. M-am întors din fanatism comunist sau m-am întors din alt motiv? Asta va rămâne, timpul lucrurile se vor clarifica. Deci m-am întors în țară, că așa am crezut eu că este bine. Așa cum de data aceasta, între cele două perioade, între lipsa de libertate în care ați produs și libertatea de plină în care n-ați mai produs, n-ați mai și ratat în politică. Vă explic și din răspunsul meu trebuia să înțelegeți că dacă aș vrea să fac, aș face și acum, aș pleca în străinătate și aș face filme. Bun, spuneți-mi deci, de ce nu vreți nu se pune problema că am avut avantaje atunci și am dezavantaje acum. Acum am o stare de nemulțumire. O profundă stare de nemulțumire. Și e cu atât mai trist cu cât o am la vârsta pe care o am. Domnul Nicolescu, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. După 1989, după Revoluție, nu am mai avut acele satisfacții pe care un om ca mine le-a cunoscut înainte. Am avut înainte satisfacții de ordin profesional. După 89 m-am complicat. Nu vi se pare că e puțin cam prea târziu pentru această stare de nemulțumire? Nu. Bun, spuneți-mi... Stare de nemulțumire o am din 89, de când vreți să o... Pe Nicolae Ceaușescu nu vreți să-l jucați. Spuneți-mi alt... Mă credeți potrivit pentru Nicolae Ceaușescu? Nu vreți să-l jucați. Păi nu vă cred. Mă credeți potrivit? Spuneți dumneavoastră. M-ați pune în rolul... Dacă punem la vot, noi doi vă considerăm potrivit. Bun, nu. Foarte bine. Hai să zicem că-l interpretez. Dumneavoastră mă interpretați greșit pe mine în momentul ăsta. Deci eu nu vă văd potrivit sau nepotrivit. V-am întrebat dacă-l jucați și ai zis că nu vreți să-l jucați. Bun, dumneavoastră l-ați jucat? Eu da. Pe Ceaușescu? Da. Uite, vă promit că la următoarea comedie pe care o fac, aveți... Dar de ce să fie un film de comedie cu Nicolae Ceaușescu? Pentru că nu vă potriviți. Nu semănați cu Ceaușescu. Nu aveți nici gesturile, dar nu e vorba dacă, nici maniera lui, nu e vorba nici intelectualitatea în ghilimele domnul, a lui, domnul nici Nicolescu. Prestația pe care vedeți, o faceți dumneavoastră ca profesionist nu poate semăna cu prestația lui de conducător. Păi da, nici dumneavoastră nu aveți niciuna din... Dar v-am întrebat ca idee dacă ați vrea să-l jucați. Bineînțeles că nu semănați cu el, că nu aveți... Dar de unde știți că semănați cu Carol I la gesturi și la... Le încerc. Da. Le încerc. Bun, eu vreau să vă întreb ceva. Că nu sunt actor, că sunt interpret.
consider că un actor poate să joace orice rol. Spuneți-mi un actor care poate să joace, să joace pe Nicolae Ceaușescu astăzi. Să știți că l-am căutat și nu l-am găsit. Dovadă că am luat un figurant în oglinda. Da. Vreau să vă întreb altceva. Dacă ar fi să faceți un film... Deci trebuie, atunci când dai un rol cuiva, trebuie să existe o asemănare, restul ce le construiește actorul. Deci învață ceea ce trebuie să facă pentru a se apropia de personajul respectiv. Dar trebuie să existe o asemănare fizică. Dar credeți că un film cu Ceaușescu trebuie să fie unul de comedie? Nu. Dar dacă aș pune un om nepotrivit, are și o comedie. Faceți un film, mâine începeți un film, să turnați un film despre perioada asta după 89 încoace și primul rând politică, pentru că asta e cea care a ieșit în primul rând la suprafață. Nu numai, dar mai mult asta. Spuneți-mi dumneavoastră, dacă ați face un film despre perioada asta, v-ați găsi un rol în acest film? Eu n-am jucat niciun rol în perioada asta decât cercetarea evenimentelor din decembrie. Dacă ar fi ceva în legătură cu asta, aș avea un rol, fără să o pot. Și ar fi un rol pozitiv sau negativ? De perioada după 90. Da, ar fi un rol pozitiv sau negativ? În 89 am avut rolul meu. Ați avea un rol pozitiv sau negativ? Adică dacă rolul meu a fost pozitiv sau negativ? După părerea mea, după rezultatul care îl las în urmă, eu cred că este pozitiv. Eu las un material de mii de pagini, o cercetare personală și nu las absolut nimic, nici o acțiune politică de care să-mi fie rușine. Cum vă explicați dumneavoastră că unii oameni vă percep într-un mod negativ? Au fost, dar nu toți. 2, 3, 7, cum vă explicați asta? Pentru că am intrat în politică. Și eu cred același lucru. Da. Ca o părere personală, după ce ați apărut atunci pe micul ecran în casele oamenilor, în momentul acela fierbinți, cred că a fost un sprijin pentru oameni, cel puțin mai mulți prieteni mi-au spus asta și cred că după momentul acela, dacă vă retrăgeați, da, aveați numai de câștigat. Sunteți corect de acord cu asta? Acest lucru îmi dau și eu seama. Și s-au umplut paharul acum. Bun. Vă mulțumesc. O să spuneți de ce după 7 ani. V-am spus. Dacă, am înțeles. Fără să vreau, am ajuns și eu de câteva zile am un proces de conștiință. Normal, e firesc. Acest lucru s-a și simțit. Întâi am spus că mă gândesc, azi am anunțat ieșirea mea și poziția mea clară că nu mai intru în politică. Bun, eu vă mulțumesc mult pentru participare și aștept invitația la nou film pe care vă doresc să-l terminați cât mai repede. Vă mulțumesc, domnule Nistorescu. Ne întâlnim din nou în această seară la emisiunea Milionarii la miezul nopții. Ion Iliescu, președintele PDSR, și Horia Alexandrescu sunt cei doi invitații din această seară. Vă spun până atunci, bună dimineața!